Bună ziua, dragi prieteni ai confesiunilor! Pentru mine este pe un mare privilegiu și pentru voi sunt sigură o mare bucurie să întâlniți aici la confesiuni oameni de mare valoare, care și-au confirmat valoarea în timp, dar cu apariții mai puține în media. Este și cazul invitatei mele de astăzi, care a reușit să facă din romanul Arta Conversației un bestseller înainte de 89. Ileana Vulpescu. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua, doamnă! Bună ziua, telespectatorilor! Mulțumim că ați acceptat invitația noastră, deși știu că spuneți că un scriitor trebuie mai bine să îi se citească, e mai bine să îi se citească cărțile decât să apară pe televizor. Asta e părerea dumneavoastră. Bineînțeles. Dar de ce credeți asta? Bine, e adevărat că televizorul te aduce în casa tuturor oamenilor. Cartea nu este obligatorie, că te aduce în casa tuturor oamenilor. Iar astăzi mult mai multă lume se uită la televizor decât citește cărți. Din păcate. Din păcate. Dar păcate, nepăcate, ăsta e adevărul. Dar știți că bănuiesc că ați aflat Arta Conversației a avut un mare, mare succes și sunt persoane care au citit-o de zeci de ori, de sute de ori. Ați aflat despre asta, nu? Da, am aflat. Cel mai mare omagiu mi l-a adus o domnișoară care lucra la Institutul de Chimie condus de Elena Ceaușescu. Și asta se întâmpla înainte de 1990 și am fost împreună cu un coleg, Platon Pardău. Și ea mi-a spus: doamnă, am 28 de ani, sunt chimistă, dacă nu citeam cartea dumneavoastră, nu făceam un copil din flori. A spus că este cel mai mare omagiu care mi s-a adus. Și altă dată am văzut Arta Conversației trasă la Xerox de cineva. Dar toată lumea mă cunoaște cu o singură carte, cu Arta Conversației. Deci chiar am citit într-un ziar, zice, autoarea unei singure cărți. Eu am scris 11 și le-am publicat. Am văzut ultimul dintre ele chiar în 2011, da. Cum se numește ultima carte? Se numește Notă informativă bătută la mașină. Am văzut că ultimele cărți sunt publicate la aceeași editură, da. O editură din Ploiești. Da. De ce acolo? Pentru că este o editoare, o doamnă, care m-a republicat. A republicat și Arta Conversației, da, am văzut în 2002. Tot ce scrisesem înainte de 90. Cine este doamna? Doamna se numește Irina Gheorghiu și editura se numește Tempus. Trebuie să spunem astfel de nume, pentru că sunt importante pentru peisajul nostru cultural, pentru lumea noastră. Da, pentru că cineva, a mai fost solicitată să public în alte părți, însă am spus, mă simt obligată față de cineva care m-a republicat când dumneavoastră n-ați venit să-mi propuneți așa ceva. Apropo de complimentele pentru Arta Conversației, vă mai fac și eu un compliment în numele documentaristei noastre, ziarista Oana Georgescu, care ne-a spus că atunci când era în liceu, avea citate din Arta Conversației în buletin. Oh, ce frumos! Nu? Asta este iarăși un alt compliment. Știu că în urma acestui roman în special ați fost denumită o scriitoare mai mult pentru femei și nu prea v-a plăcut lucrul acesta. N-ați avut intenția asta să vă adresați în special femeilor, nu? Nu, eu nu sunt o feministă de felul meu, dar cred că mă conformez sfatului unui scriitor în care zice așa, scrieți despre ceea ce cunoașteți mai bine. Oricât de bine aș cunoaște eu bărbații, tot mai bine cunosc femeile. Dar fiindcă mă cunosc pe mine, nu? Și atunci, nu numai din solidaritate cu femeile, dar pentru că le cunosc mai bine psihologia. N-aș putea să spun că pe bărbații nu-i intuiesc, dar dat fiindcă socotesc că totuși femeile sunt niște sacrificate în viața asta și mai ales, eu aș spune, domnule, până femeile merită și titlul de eroine. Pentru că le-au și slujbă, ele și gătesc, ele fac și copii, ei și cresc. Sunt și mame, și femei, da. Și iubite, da. Și prietene, da. Ceea ce bărbații reușesc mai puțin.
Cea mai veche înregistrare pe care am găsit-o noi în arhiva televiziunii este din 1980. O înregistrare care nu păstrează sunetul, în schimb vedem imagini de la lansarea cărții Arta Conversației. Da. Am văzut că la început ați fost lexicograf după terminarea facultății la Institutul de Lingvistică. Da. Când a început pasiunea asta pentru scris? A început de foarte multă vreme, de pe când eram elevă. Am scris niște lucruri pe care nu le-am publicat niciodată și până mă când eram studentă. Și am mai scris câte ceva, m-am dus pe la diverse gazete și ori era prea mult, ori era prea puțin, ori nu spuneam ce trebuia. A, din dorința de a vă fi publicate textele respective pe la gazete, cercuri literare? Nu, n-am fost niciodată. N-am fost niciodată la cenacul literare. Uh-huh. Nu le-am frecventat pentru că am zis că nu te poate nimeni învăța să scrii. Te poate eventual învăța cum să nu scrii. Uh-huh. Nu, eu nu neg valoarea cenaclurilor literare, însă literatura este o meserie de om singuratic. Nu ai nevoie de... Nu știu... Vă spun, nu neg valoarea acestor cenacluri. Unde sigur că sunt oameni de specialitate care te ascultă, care îți spun ce e bine și ce nu este bine. Eu n-am fost membru niciunui cenaclu. Și totuși când ați început să publicați? Am publicat prima dată în revista Familia, unde a debutat și Eminescu, la Oradea, o novelă care se numea Scrisoare către un cunoscut. Și după asta am publicat un roman care se numește Rămas bun casei părintești, în 1975. De-abia după aceea am publicat în 1980 Arta Conversației. Și până la alte cărți, până la 11, în ziua de astăzi, asta pe care, cu care ați umblat dumneavoastră notă informativă scrisă la mașină, este în 2011. Dar vă spun, atâta vreme cât critica literară nu atrage atenția asupra ta, și cât nu ți se face nicio propagandă prin televiziune, lumea crede că, într-adevăr, dar sunt unii care n-au citit nimic. Și atunci poți să le spui puțin de pas. Noi vrem să ne adresăm acum nu numai celor care au citit, dar și celor care vă îndrăgesc foarte mult. Cum ați văzut că a fost, de exemplu, și prietena noastră de la machiaj. Care și-a dorit cu lacrimi în ochi un autograf de la dumneavoastră și mi-a spus să știți că are toate cărțile acasă. Și îi părea rău că n-are cu ea o carte pentru autograf. Astfel de oameni ne adresăm noi în emisiunea noastră. Doamne, vreau să vă spun că pentru mine este o mare plăcere când pe stradă cineva mă oprește și mă rog să scuze că e pe stradă. Și eu spun, dar noi nu suntem la curtea Angliei să bată Stentortul cu bastonul și să zice Lady cu tare, Lordul nu știu care.
intră, acum intră Lady nu știu care și Lord nu știu care. Așa că să știți că ne putem foarte bine cunoaște în mijlocul străzii. Oricum, ca să-mi spune că mă citesc și că le place foarte mult ce scriu. Și oricum, asta în alta conversație, abordați un limbaj simplu, adresați oamenilor da, simpli. Și niciodată nu ați abordat așa un limbaj elitist. Nu. Nu v-ați dorit acest lucru special? Nu, ați făcut-o? Doamnă, eu sunt de principiu că trebuie să vorbești ca lumea să înțeleagă. Eu, de pildă, le reproșez unor economiști care vorbesc pentru ei. Pentru că vorbesc în asemenea termeni încât nici dracu nu înțelege ce spun. I-am spus odată lui Ilie Șerbănescu, vă citesc, domnule Șerbănescu, pentru că înțeleg ce spuneți. Dacă vorbești într-un limbaj sofisticat și mai ales unul de specialitate, te înțeleg oamenii de specialitate și pe ei nu interesează că știu. Iar pe cei care nu sunt de specialitate, nu interesează pentru că nu înțeleg. Și atunci, care este scopul comunicării? Arta conversației este într-adevăr o artă, aceea de a comunica simplu și direct, cum face și invitata noastră de astăzi, care vine acum la Mulțumesc, actrița Adriana Trandafir. Bine ai revenit! Ai reușit deja să te impresionezi numai când ai stat în culise? Nu vă sărut, că ne-am sărutat la cabină, dar sunt profund emoționată de faptul că ne-am întâlnit aici să discutăm despre acel lucru care mie mi-a schimbat viața, care m-a făcut... Nu pot să-i mulțumesc doamnei Ileni Vulpescu, pentru că nu am cuvinte și nu știu cum să-i mulțumesc. Trebuie să spunem celor care nu știu că ai jucat în piesa Arta Conversației, pusă în scenă la Giulești și da, că acel rol, practic, ți-a schimbat destinul. Nu, a fost debutul meu. Eu jucam din studenție la teatrul din Giulești, la Teatrul Giulești, dar spectacolul Arta Conversației a fost debutul meu ca actriță angajată a Teatrului Giulești de atunci. Citisem cartea și bineînțeles că în capul meu autoarea era altfel de cum am găsit-o într-o seară când cu un buchet mare de flori împreună cu George Bănică a spus, uite, hai să o cunoști pe doamna Ileana Vulpescu. Mi-era frică de dumnea ei, mi-era frică de personalitatea dumnea ei, mi-era frică și de domnul Vulpescu, pentru că ei reprezentau niște zei pentru noi. Te referi la Romulus Vulpescu, soțul doamnei, da. Autor de romane, da. Și traducător. Și atunci am luat un buchet de flori imens și mi-amintesc, nu cu emoție, că e puțin spus, dacă acum sunt emoționată, îți dai seama atunci cum era. Și am mers acolo și am sunat la ușa apartamentului într-un bloc așa cum este sufletul doamnei Ileana, frumos, un vechit. Nu, un bloc special. Se referă la cealaltă. E de modă veche. Da, așa. Și când m-am gândit ce să-i spun, m-am gândit cum să-i ofer florile și n-am putut să-i spun nimic pentru că m-a îmbrățișat, m-a întâmpinat cu un zâmbet atât de blând și atât de bun și am descoperit în Ileana Vulpescu o femeie, n-am mai întâlnit așa o femeie deșteaptă, n-am mai întâlnit așa o femeie modestă, n-am mai întâlnit așa o mamă și o soție extraordinară. Uitați-vă că este un monument de cultură și uitați-vă cât este de modestă. Dar și trebuie să ne spui că suntem la confesiune. Cum ți-o imaginai tu? Mai oricum altfel decât... În urma faptului că ai citit romanul. Altfel. Și vorbim acum despre spectacol. Mi-a spus, ai citit, da, crezi că ai să poți să faci? Și eu am zis, nu știu, domnul Vulpescu mă știa că mă văzuse în niște spectacole și în niște spectacole de poezie și mi-a spus, doamna Ileana, mi-a spus, tu ai combustia necesară personajului, ca dovadă că aveam 20 și ceva de ani, 24, 5, 6 cred, și toată lumea credea că sunt elevă. De fapt, succesul nemai întâlnit până acum
al spectacolului Arta Conversației îl datorez și îl datorăm doamnei Elena Deleanu, directoare a Teatrului Giulej de atunci, care după ce a citit romanul și după ce a citit dramatizarea a spus vom face cel mai mare succes din istoria teatrului românesc, ceea ce s-a și adeverit. Și vă amintiți că o altă găselniță extraordinară și n-am avut niciodată puterea să-i mulțumesc pe măsura binelui pe care mi l-a făcut, punându-mă în situația de a mă îmbrăca în uniformă, țineți minte, și doamna Deleanu a spus să te îmbraci în uniforma ta. Am spus, o urăsc, nu-mi place, cu funtiță pe cap, o urăsc. Și a spus, nu, o să vezi că o să rup inimile și o să faci un rol extraordinar. Ai acolo câteva fotografii și am o să rugăm o cameră. Am o fotografie. Un succes extraordinar, pentru că a fost extraordinară. Adică așa arătam, dar în uniformă. Nu îi se datorează acestui rol, îi se datorează talentului pe care îl are. Pentru că în tot ce face este autentică, nu există ceva în care să o vezi și să nu o crezi. Aici am caietul program al spectacolului de atunci, Arta Conversației, iată. Premiera a avut loc pe 13 mai 1983. În sfârșit, un spectacol pe care l-am jucat de 876 de ori, într-un timp foarte scurt. Vreau să vă spun că aici m-am întâlnit cu un coleg de-al meu care a lucrat pe vremea aceea la Teatru Giulej și mi-a adus aminte, lumea se bătea pentru un bilet în plus, se stătea câte o săptămână, două, la cozile interminabile. Se programau la casele de bilete ca și am aici, doamna Vulpescu, am aici toate amintirile mele legate de Arta Conversației, spectacolul pe care l-am iubit și care m-a lansat și care a făcut din mine și în ochii criticilor, dar și în ochii spectatorilor actrița de astăzi. Și să știți că și pe mine mă oprește astăzi lumea pe stradă și îmi spune, știți, v-am văzut în Arta Conversației când erați elevă și n-am uitat spectacolul ăla niciodată. N-am uitat, iarăși vreau să vă spun, cred că sunt singura sau printre puținii oameni care nu are un autograf de la doamna Elena Vulpescu, pentru că nu am avut îndrăzneala atunci să-i cer un autograf și am cartea fără autograf și mi-am propus într-una din zile, iarăși cu un buchet de flori, să sun la familia Vulpescu. Poți să vii și fără flori. Te primește de data asta și fără flori. Este o casă plină de cărți. Era prima oară când vedeam atâtea cărți într-o casă și am fost copleșită nu de cărțile, nu de ceea ce am găsit, de sufletele vulpeștilor, care pentru mine au fost părinții mei spirituali și datorită dumneavoastră, acum aș vrea să vă mulțumesc că sunt ceea ce sunt și că nu mi-a părut niciodată rău că ne-am întâlnit și ne-am cunoscut. Și vă mulțumesc din suflet. Există niște întâlniri așa programate de Dumnezeu, zic eu. De fapt, niciodată nu știi ce-ți folosește în viață. Citeam Maestru și Margareta a lui Bulgakov și vedeam la un moment dat Ivan necese pe stradă cu o sticlă de ulei și o sparge. Ce treabă are asta cu romanul? E la un moment dat pe uleiul ăla cade unul și rupe baza craniului și moare. Deci avea un rost acolo. Ca și în teatru sau în cinema, dacă apare o armă undeva, e clar că o să tragă până la urmă. Adriana a apărut acolo și a tras. Lozul câștigător v-a făcut o surpriză și o invităm chiar acum la pian, pentru că vrea să vă recite ceva, o surpriză. Vreau să vă spun dumneavoastră ceea ce n-am putut niciodată prin cuvintele mele și atunci am apelat la Bertolt Brecht. Adriana Trandafir recitând acum din Bertolt Brecht pentru toți prietenii confesiunilor. Pe ce anume te poți bizui la un prieten? Nu pe ceea ce face, pentru că un prieten nu poți să știi niciodată ce o să-ți mai facă. Nici pe felul lui de-a fi, nu? Asta se poate schimba. Pe un singur lucru. Pe faptul că nu pleacă. Cel care a plecat înseamnă că nu a mai putut rămâne și dacă îmi va merge mie rău, nu știu, poate că va rămâne
Și dacă îi va merge lui rău? Nu știu. Nu știu, poate că va pleca. Niciodată nu știm când. Când trebuie să plecăm? Pe cel care a plecat nu l-ai cunoscut. De-abia pe cel care a rămas lângă tine încerci. Încerci să-l cunoști. Pe ce anume te poți bizui la un prieten? Nu pe ceea ce face, pentru că un prieten nu poți să știi niciodată ce o să-ți mai facă, nici pe felul lui de a fi, nu? Că asta se poate schimba. Pe un singur lucru. Pe faptul că nu pleacă. Pentru că nu există crimă mai mare în lume decât a pleca. Și vă mulțumesc, doamna Ileana Vulpescu, că nu ați plecat din sufletul și din amintirile mele. Vă mulțumesc din tot sufletul meu, care mi-a mai rămas. Mulțumim foarte mult, Adriana. Și ca să reușim așa să o aducem pe Adriana în altă atmosferă, adică să-i mai treacă din emoții sau poate să-i provocăm altele și mai mari, haideți să vedem... Și mai mari? Da, să vedem acum premiera Teatrului Giuleș cu Arta Conversației, câteva imagini păstrate în Arhiva Televiziunii din 1984. Tovarășe directoare, un spectacol românesc, o piesă românească. Da, este a șaptea premieră a stagiunii și a patra piesă românească pe care o montăm în această stagiune, conform unui obicei mai vechi al teatrului, care și-a făcut din aducerea pe scenă a dramaturgiei românești o sarcină de onoare și care a fost răsplătit de altfel de public pentru acest lucru. Piesa Arta Conversației este o veche dorință a teatrului nostru. Încă de când am citit cartea, ne-am dat seama că această carte conține în ea mai multe piese. Noi ne-am ales una, care este o piesă despre dragoste, o piesă despre oameni. Sper că va place și publicului. Presupun că dumneavoastră v-a fost foarte greu să renunțați la o bună parte din ceea ce este cartea, o carte în care acțiunea este tot timpul paralelă cu lungi monologuri interioare care caracterizează personajul principal pe doctorița Sânziana Hangan. George Bănică a reușit o performanță pe care eu trebuie să recunosc că n-aș fi reușit-o. A reușit să taie din carte ceea ce nu ar fi fost dramatic în sensul scenei. A reușit să selecteze dintr-o carte un montaj care să reprezinte o piesă de teatru. Voiam să-l amintesc, de asemenea, pe unul dintre protagoniștii care nu apar pe scenă, pe regizor, deci pe Eugen Todoran, care face o regie cerută de text, respectând textul, respectând intenția autorului și punând actorul în valoare și, în acest fel, punând personajele în valoare. O, Doamne! Cred că v-au năpădit așa amintiri din toți anii aceia. Cu prilejul revederii doamnei director Elena Deleanu și a dumneavoastră. Elena Deleanu a fost cea mai longevivă directoare de teatru din istoria teatrului românesc. Și pe bună dreptate. A fost o excepțională directoare. Un om de o tenacitate și de un gust desăvârșit și a avut un mare avantaj. Nu era actriță, da. Nu era nevastă de actor, nu era regizor, nu era nevastă de regizor. Nici de parlamentar. Era nevasta unui inginer. Și deci nu avea niciun fel de partipriuri și niciun fel de depus pile sau de încurcat pile, ca să zic așa. A fost un om excepțional. Avea o mare calitate. Vedea talentul, simțea succesul. Da. Extraordinar. Avea un flair extraordinar pentru actori, un flair extraordinar pentru texte. Și era un om de o modestie, de o inteligență, de o subtilitate extraordinară și de o mare înțelepciune. A murit aproape oarbă.
Și mă duceam pe la ea și îmi spunea: am o singură rugăminte la Dumnezeu, ca până în ultima clipă a vieții să merg singură la baie. Și am preluat această rugăciune, care mi se pare cea mai înțeleaptă dintre câte am auzit. Mai cunosc o rugăciune foarte înțeleaptă. Spune: Doamne, dă-mi ce crezi că-mi folosește, pentru că poate eu nu știu ce-ți cer. Am depănat acum amintiri legate de arta conversației, nu singurul roman al Ilenei Vulpescu, ci unul dintre cele 11 cu Adriana. Adriana, știu că trebuie să pleci. Da, joci într-o piesă chiar în seara asta? Seara asta joc în Nevestele Vesele din Windsor, în regia la Metropolis, în regia lui regretatului Toca, da? Alexandru Tocilescu. Și nu vreau să plec decât mulțumindu-vă încă o dată pentru că m-ați chemat. Și aș vrea să vă spun că sunt câteodată clipe în viață când, oricum ar sta trupul, sufletul este în genunchi, și cu sufletul în genunchi, pentru dumneavoastră și pentru telespectatori, să vedeți că nu greșesc și că nu mint, spectacolul nostru, țin minte cum începea, în anul 3 de facultate, fetele din grupa noastră hotărâseră să dau petrecere, și finalul spectacolului, care m-a marcat toată viața și pe care o să-l țin minte până când o să plec dincolo, este așa: și să nu uitați că fiecare om este cu sufletul lui și nu e fericire în niciunul. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Adriana Trandafir, și succes diseară la spectacol! Ne lasă cartea, ultima carte, da, a Ilenei Vulpescu, notă informativă bătută la mașină. Acesta o să-l arăt și telespectatorilor. Este ultimul dintre romanele Ilenei Vulpescu, notă informativă bătută la mașină. Am văzut că e un roman, din prezentarea pe care dumneavoastră i-ați făcut-o, foarte actual, practic. Da, este în trecutul foarte apropiat. Să știți că în literatură este mult mai primejdios trecutul apropiat decât trecutul îndepărtat. E mai ușor să scrii o carte cu acțiunea la 1200 decât cu acțiunea în 1990 și sau în 2000 și... Dar cui vă adresați în general atunci când scrieți? Ce așteptați de la cititor? Sau altfel spus, țineți cont de cititor? Nu mă gândesc la nimic, nu țin cont de nimic. Țin cont de un singur lucru, de ce am eu de spus. Și după aceea, sigur, dorința este să te adresezi cât mai multor oameni, să înțeleagă cât mai mulți oameni și să le placă, dacă se poate. Dar eu nu fac ceva programat, să spun, mă adresez unei categorii de oameni sau vreau să demonstrez aici, nu știu ce. Nu vreau să demonstrez nimic, pentru că mai bun demonstrator decât viața nu s-a inventat. Încât ce aș putea eu să spun mai mult decât ce poate să vadă omul cu ochii proprii și să audă. Deci, și titlul. Sunt cărți la care mi-a venit titlul de la început. Sunt cărți la care nu mă interesează titlul. Și la un moment dat, așa, aud aici un zbârnit. Zic că ăsta e titlul. Dar cumva editura nu v-a spus niciodată, titlul trebuie să fie comercial, e o chestiune de marketing, aveți grijă, doamna, cum puneți vreau titlul. Să vă spun că pentru prima dată, doamna Gheorghiu, care este o persoană adorabilă și foarte înțelegătoare și care nu s-ar amesteca într-un text nici să schimbe o virgulă, a zis: dar credeți că titlul ăsta o să vândă cartea? Și am zis: o, dar cum să n-o vândă? Când o să vadă cineva notă informativă să n-o cumpere? Cu alte cuvinte, ați respectat și ceea ce v-a spus dânsa, dar mai mult ați stabilit dumneavoastră. Nu, ea ar fi vrut să, cum să vă spun, să fac, zice, dar nu seamănă deloc cu titlurile pe care le-ați dat până acum. De ce trebuie să semene? V-am spus încă de la început, de dragi prieteni, că invitata noastră a avut rare apariții media. Câteva apariții au fost la televiziunea română. Noi le-am găsit și vă oferim acum câteva secvențe. La televiziune am apărut de 3 ori. Odată invitată la emisiunea de teatru a doamnei Lucia Hosu, altă dată la emisiunea domnului Iosif Sava, altă dată a venit doamna Carmen Dumitrescu la mine acasă
să-mi iau un interviu cu ocazia apariției unei cărți care se cheamă Candidații la fericire. Este adevărat că nimeni nu pierde nimic dacă nu îl vede pe un scriitor, mai ales dacă el a depășit, să zicem, să fiu generoasă, 40 de ani. E mai bine să-l citească decât să-l vadă. Găsesc că arta va fi într-un foarte mare dezavantaj, mai ales literatura. Mai ales literatura. Pentru că acum sunt asemenea costuri la publicarea unei cărți. Dacă a ajuns să fie o problemă să-și cumpere un om un ziar sau un săptămânal sau chiar și un hebdomader, nu? Ce face omul când vede prețurile care sunt la cărți? Foarte multă lume se uită, le ia în mână și le lasă în pace. Și le lasă pe tarabă. Vreau să vă spun că nu este obligatoriu să trăiești tot ceea ce, toate lucrurile pe care le scrii. Să trăiești real. În imaginație poți trăiești orice. Totul este câtă trăire are imaginația unui scriitor. Asta este problema. Ce reușești să faci credibil în cărțile tale? Nu cred că oamenii fericiți scriu, pictează, compun, sculptează. Cred că este o nemulțumire foarte mare în sufletul omului care se dedică artei și, în același timp, o mare dorință de comunicare. Cu alte cuvinte, sunt artiștii oameni mai puțin fericiți? Continui să cred că da. Există ceva care îi roade, pentru că eu continui să spun că oamenii fericiți trăiesc pur și simplu. Adică se conformă acelui dicton, trăiește ziua, carpe diem. N-au timp să se gândească, să se reculeagă, ci trăiesc pur și simplu. E o nemulțumire în sufletul omului care se apucă să facă ceva în artă. Așa, poate mă înșel. Nu s-au găsit niște aparate care să măsoare ce este în sufletul artiștilor. Și nici care să măsoare fericirea sau nefericirea. Și nici fericirea, nici nefericirea. S-au încercat o mulțime de definiții. Da, nu s-au găsit nici măcar un metru pentru prostie. Și cu toate acestea, dumneavoastră, de exemplu, atunci când ați început, când ați așternut primele rânduri pe hârtie, le-ați făcut în urma unei perioade mai grele din viața dumneavoastră? A fost un fel de refugiu? Eu am avut foarte multe perioade grele în viață, încât nu m-aș putea plânge de ele. Și nu m-aș putea plânge că n-am căutat refugiu. Fiecare vorbește despre viața lui. Este hazardat să te exprimi despre viața altuia. Pentru că nu poți să știi decât ceea ce îți arată el. Și oricât ai scormoni prin alții despre viața unui om, nu poți să știi viața lui reală. Pentru că nu poți să-i pătrunzi gândurile. Trăiri reale sunt și cele care nu se manifestă. Un om poate să iubească enorm pe cineva și să nu aibă nici o legătură fizică cu persoana respectivă. Deci cum poți să pătrunzi în sufletul omului? Nu poți să pătrunzi. Totul este imaginație. Cunoști un om și îți poți imagina niște lucruri despre el. Dar nu este obligatoriu că ele corespund realității. L-am rugat pe colegul nostru, pe Noni Borșan, cel care în fiecare zi este la pian, să ne ofere acum un respiro, așa, un mic moment muzical, și o face chiar acum pentru dumneavoastră, dar și pentru prietenii confesiunilor. Where we go when we're gray and old.
as I've been told that salvation lets the wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it all, she offers me protection, a lot of love and affection. Whether I ride or roam, and down a waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way road, I look above and I know I'll always be blessed with love. And as the feeling grows, she breathes flesh into my bones. And when love is dead, I'm loving angels instead. And through it all, she offers me protection, a lot of love and affection. Well, I ride or roam, and down a waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When I got to go, she won't forsake me. I'm loving angels instead. I'm loving angels instead. Mulțumesc. Mulțumim. Mulțumesc. Spuneți-mi, doamnă, ce faceți atunci când nu scrieți? Când nu scriu, spăl aragajul, spăl vase, și mai puțin în ultima vreme, că nu mai țin balamalele așa de mult. Înainte făceam piața. Chiar îmi făcea plăcere să fac piața. Și mi-aduc aminte că m-am întâlnit cu căruciorul cu cumpărături, cu o doamnă și un domn și mi-a zis: Doamnă, dumneavoastră faceți piața? Îi zic, închipuiți-vă că... Vedeți asta apropo de cealaltă imagine sau de alte imagine pe care unii oameni o au... Da, adică și închipui că un scriitor, o scriitoare duce așa o viață de prințesă. Ei, nu, duce cea mai burgheză viață posibil. Știu că sunteți și mamă. Da. Să vă trăiască. Mulțumesc, mulțumesc. Deci ați fost gospodină, mamă. Cu alte cuvinte, fiecare dintre soție, nu? Soția lui Romulus Vulpescu, cu alte cuvinte... Foarte multă vreme. De câți ani? Gândiți-vă că sunt măritate din 1958. Cu alte cuvinte, ați sărbătorit vreo 50 de ani, așa? Da, da, și ne cunoșteam din 1953. Și practic ați fost într-o familie de scriitori, deși în puține rânduri ați făcut prietenii cu scriitorii. Doamnă, eu nu mi-am căutat niciodată prieteniile după profesie. Dacă s-a întâmplat să fie scriitor, sunt scriitor. Am prieteni din toate mediile sociale. Mi s-a spus de ce scriu așa mult despre medici. Este o lume chiar, pe care o cunosc principal foarte medic bine. Din Arta Conversației. E o lume pe care o cunosc foarte bine. Nu din fericire pentru mine. Cu alte cuvinte, întâlnirile dumneavoastră... Nu pentru că m-au dezamăgit medicii, ci pentru că eu am avut nevoie de ei. Și având nevoie de ei, i-ați cunoscut și ați intrat, practic, în, da, în lumea lor. Da, sigur că da. Cum să vă spun, petrecându-ți luni de zile în spitale, ai avut ocazia să-i cunoști. Tot să cunoști mediul ăsta. Și de ce spun? Pentru că e o profesie cea mai importantă din lume, după părerea mea.
Cea mai nobilă, cu siguranță. Pentru că nimeni nu scapă de dus la medici. La Remember, invitata noastră a dorit să vorbească despre o scriitoare. Personalitatea culturii române, membra Academiei Române și a unor importante instituții de cultură europeană cu o bogată activitate înainte de 89. Din motive numai de ea știute, după 1989 a ales să se retragă tocmai des într-o chilie a mănăstrii Văratec, călugărindu-se spre sfârșitul vieții sub numele de Maica Benedicta. În 2006 a fost înmormântată la mănăstirea Putna. O revedem acum într-o emisiune din 1971 a lui Manase Radnev, unde realizează o biografie interioară. Zoe Dumitrescu Bușulenga. O biografie interioară e o biografie a evoluției spiritului, nu? Și e greu de găsit chiar niște puncte așa foarte precise de începere, dar dacă stai și te gândești bine înapoi, ceea ce mă privește, cred că se poate fixa începutul acestei biografii interioare, adică un început, cum spun așa, hotărător, un început decisiv pentru orientarea de mai târziu, într-o mică întâmplare de clasă, așa. Eram în liceu și aveam o strălucită profesoară, Elena Rădulescu-Pogoneanu, soția lui Rădulescu-Pogoneanu, editorul Maiorescu, o femeie extrem de exigentă, și care, la o oră de dirigenție, ne-a pus o întrebare. A zis, pentru că aveam 15-16 ani, mi-a spus, ce doriți mai mult pe lume? Puteți că noi eram niște copii care vroiam, știu eu, ce să ne facem profesor sau doctor, sau unele vroiau să se căsătorească într-un tip foarte avantajos, sau mai știu eu ce poate doresc o tânără fată de 15 ani. Și știu că la sfârșit, profesoara foarte dezamăgită a privit așa cu tristețe peste noi și a zis, nimeni n-a vorbit de fapt despre ceea ce este esențial pe lume, despre setea de perfecțiune, despre aspirația necesară spre perfecțiune. Trebuie să vă spun că, în ceea ce mă privește, momentul acela a fost un moment de comoție interioară pentru mine. Adică am înțeles că pe lume există și altceva în afară de simpla solicitare de fiecare clipă asupra ființei noastre. Și de atunci încolo, cuvintele acestea au fost înțelese din ce în ce mai mult, adică din ce în ce mai adânc au răsunat în mine ecourile acestor cuvinte pe măsură ce am înaintat în vârstă. De aceea și spun studenților mei totdeauna că niște vorbe pe care le rostesc eu în auzul lor, chiar dacă nu sunt înțelese, poate vor rodi mai târziu și toate lucrurile să cer spuse. Și de atunci a început, cum spun, pe măsură ce au trecut ani, o dorință de-astea de lucrare asupra persoanei mele interioare și exterioare. Și, fără îndoială, iată dascălii mei, de la Elena Rădulescu-Pogoneanu și la Tudor Vianu, au început să-mi devie modele. Și până astăzi nu contenesc a considera exemplaritatea, adică pilda personală, un factor esențial în diriguirea unui destin uman propriu. Mi-a făcut o imensă plăcere să o văd. Pe tante Zoe, cum îi spuneam noi, eu n-am avut o profesoară, a fost, bărbatul meu a fost student, însă ținea foarte mult la noi și ne invita pe la ea acasă. Era de la 30 de ani vegetariană. Și o întrebam, tante Zoe, și nu mâncați niciun fel de carne? Ba da, zice, mănânc pește. Zic, bine, dar și asta e o vietate. Da, dar am auzit că suferă mult mai puțin când moare. Era un om profund credincios. Gândiți-vă, asta se întâmpla în 1953. Ei, nu era chiar așa pe gustul regimului să fii un bun creștin. Bine, ea nu se afișa în niciun fel. Însă, pentru niște oameni care erau dragi, adică nu se sfia să își arate credința, n-am fost foarte puțin surprinsă că s-a călugărit. Foarte puțin surprinsă. Era un om de o vioiciune a spiritului, de o inteligență, de o cultură, de un spirit extraordinar.
Și avea un soț cu care se completa, care era blândeța întruchipată, pe cât era ea așa de volubilă, de energică, pe atât era el de blând. Cum să vă spun, cele două jumătăți care se întâlniseră. Era un cuplu extraordinar. Și mi-aduc ceva, aminte ceva, îi spuneam odată, îmi spunea despre Caragiale, la un moment dat, zice, și totuși Caragiale nu este un autor al condiției umane. A mai trecut o vreme și am zis, mai aveți aceeași părere? Și a zis, nu, tu ai avut dreptate. Cu alte cuvinte, discuțiile dumneavoastră erau deseori da, în sigur. Domeniu și se învățau da, în jurul că da, adică acestui subiect. Nu, în primul rând, ea ne spunea niște lucruri atât de nemaipomenite că noi stăteam și ascultam așa ca la altar. Și interveneam și noi cu părerile noastre, fără obrăznicie, ce așa, timid, le strecuram și noi. Și eu, care mă arătam ca o foarte mare admiratoare lui Caragiale, ceea ce am și rămas, pentru că este singurul autor pe care pot să-l văd în orice interpretare. Sunt curioasă să văd cum îl interpretează fiecare. A punctat câte ceva domnia sa despre rolul dascălului în, în viața fiecăruia. În viața dumneavoastră, ce dascăl v-a marcat doamnă, existența? Doamnă, pe mine am avut noroc în facultate. Am avut noroc, în primul rând, în școala primară de o învățătoare. Eu, cu ortografia cu care sunt astăzi, am ieșit din școala primară. Am avut noroc de profesoare foarte bune la liceu. Era pe vremea când școlile nu erau mixte și am avut noroc de profesor foarte bun la facultate. Gândiți-vă, i-am avut așa, pe Iorgu Iordan la lingvistică romanică, pe Graur la lingvistică generală, pe Vianu la literatură universală, pe Papu, de asemenea un om remarcabil la literatură universală, la catedra de franceză, pe doamna Ioachimescu, Lipati, Condescu. Adică am avut niște foarte buni profesori. Dar ce părere aveți, uitați, mai avem doar vreo două minute, despre audiobook? Despre? Audiobook. Ați aflat? Audiobook. Audiobook? Audiobook. Sunt cărțile acestea care se citesc pe site sau un CD în care asculți o anumită carte, da, bine, citită, am auzit, interpretată. Am auzit, dar nu știam că le zice așa. Uh-huh. Mă rog, rămas în urmă. Ce părere aveți? Doamnă, eu spun că tot ce poate să răspândească cultura este binevenit. Numai că eu nu mă imaginez citind, să mă uit la computer să citesc o carte. Pentru că eu trebuie să vă spun că dacă nu stau în pat, pentru mine la nu-i citit. Dacă nu simțiți foaia în mână și nu, coperțile cărți. Nu, adică e o carte, simt nevoia mereu să mă întorc. Dacă e cartea mea, îmi permit să și subliniez în ea. Sau la sfârșitul cărții, pe o pagină albă, îmi notez niște pagini la care vreau să mă întorc. Nu pot să fac același lucru. Și pe urmă, nu știu, să stau așa lipită și să stau așa răstignită, să mă uit pe... Mi se pare că pierde din farmecul cărții. Nu-mi face plăcere. Sunt o altă generație și nu mă pot obișnui lipi de prea lucrurile ușor. Astea. Deși avem ăsta, cum se cheamă? Computer, eu nici nu știu să-l deschid. Vă mulțumim foarte mult pentru această ultimă confesiune. Ileana Vulpescu a fost azi în emisiunea noastră. Ne-a învățat arta conversației încă dinainte de 1989. Ion Puican a scris acolo numele domniei sale. Mâine o reîntâlnire cu Angela Moldovan. Până atunci, numai bine. Mulțumim mult încă o dată, doamnă. Mulțumesc foarte mult de invitație.